În primul rând sunt bulversat de celelalte două cazuri de la Caracal și îmi gândeam... Doamne, vă rog să-mi aduci că... fetița acasă, vă rog din suflet! Nu gândeam că voi fi și eu în situația asta. A fost un copil cu minte, hai, în care se juca cu copiii mai mici decât dânsa. Deci ea nu a avut probleme, nu a avut, am avut încredere în trânsă, dar nu știu ce s-a întâmplat cu dânsa. Nu pot să vă spun ce s-a întâmplat cu dânsa. Nu știu, ți-a luat o apă înainte, nu știu ce s-a întâmplat. Spune tu, te rog. Ne-am certat-o. Da, i-am oferit de toate, ce-a vrut și ce nu a vrut. În ultimul timp era un pic mai agitată, vorbea un pic mai dur. Și a zis, Alexandra, ce cu comportamentul ăsta la tine? Eu vreau să fiu, să vorbim ca și prietenă, ca o bună prietenă și ca o bună mamă. Hai să schimbăm, punea la urechi mâinile și lăsați-mă în pace. Pleca cu telefonul la baie, nu lăsa telefonul deloc din mână și nu mai. Tatăl fetei a precizat că în ultima perioadă Alexandra s-a comportat diferit și a început să iasă tot mai des în oraș. De aceea, în ultimul timp, ar fi început să o întrebe pe fată cine sunt prietenii ei, cerând să îi întâlnească. La 11, la cât? Eu, văzând comportamentul ăsta ei mai ciudat în ultima perioadă, am vorbit cu ea și am întrebat-o cu cine se întâlnește în oraș, pentru că în perioada cât sora ei mai mare și-a dat examenul de bacalaureat, de învățat. Noi aveam un apartament cu două camere și ea mergea cea mai mică în oraș să plimbe. Bun, la un moment dat, văzând un pic comportamentul schimbat și vocabularul, am întrebat-o cu cine se plimbă în oraș și vreau să cunosc și eu prietenii respectivi. Fapt care vineri, după orele de serviciu, am mers în locul în care mi l-a indicat că este cu prietenii, când am ajuns în locul respectiv, iar nu era acolo. Mi-a dat telefon că este în Iulius Mall. I-am spus că vin cu mașina în Iulius Mall. Ea să rămână cu prietenii acolo, că eu vin să ne vedem. Surse din poliție precizează că fata ar fi lăsat un bilet familiei prin care a anunțat că pleacă de bunăvoie de acasă. Deocamdată știm doar că aceasta a plecat de bunăvoie, s-a certat un pic cu tatăl ei, a lăsat un bilet, a spus că este bine și a făcut bagajul și cam atât. Dar mai multe detalii nu pot să vă ofer, colegii mei sunt în teren și încerc să descriu locul în care stau. Semnalmentele Alexandrei sunt înălțime 165 de centimetri, greutate 43 de kilograme, păr lung negru, ochi căprui. La momentul dispariției, minora era îmbrăcată cu un tricou negru și blugi negri, fiind încălțată cu pantofi sport negri cu talpă albă.